Excelențele voastre, onorați invitați, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, bine ați venit la evenimentul de lansare a inițiativei Primarii pentru Creștere Economică în Republica Moldova. Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare dau startul astăzi în Moldova unei noi etape a inițiativei Primarii pentru Creștere Economică. Inițiativa este una regională și are drept scop stimularea dezvoltării verzi și echitabile în regiunea parteneriatului estic, și anume în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Ucraina și, desigur, Republica Moldova. Ce înseamnă aceasta de fapt? Simplu, autoritățile publice locale vor beneficia de noi capacități și acces la finanțare pentru a stimula creșterea economică. Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică a fost lansată și finanțată de Uniunea Europeană din 2017, iar începând cu 2021 este implementată de PNUD, în strânsă cooperare cu UE, autoritățile publice locale și alți parteneri. Evenimentul nostru este difuzat live în limba română pe prives.eu, paginile de Facebook ale UE și PNUD în Moldova, grupul Primarii pentru Creștere Economică și în limba engleză pe contul de YouTube al PNUD Moldova. Participanții sunt conectați pe Zoom, format care a devenit deja la ordinea zilei pe timp de pandemie. Chaturile și secțiunea de comentarii de pe Zoom și rețelele sociale sunt la dispoziția voastră pentru a adresa întrebări. Acestea fiind spuse, în continuare, cu un cuvânt de salut, va veni domnul Adrian Ermurachi, secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova. Domnule Ermurachi, vă rog, vă rog. Excelență, Mr. Ambassador. Excelență, domnule ambasador, doamna Al-Khatib. În primul rând, aș vrea să-mi exprim onoarea de a fi primul vorbitor în acest eveniment extraordinar de important și apreciez foarte mult acest lucru. Din partea guvernului și în special a Cancelariei de Stat, autoritatea responsabilă pentru relația dintre autoritățile publice, participarea la acest eveniment este de importanță extraordinară și apreciem foarte mult sprijinul oferit. În special aici aș vrea să accentuez pe sprijinul oferit de către UE pentru Republica Moldova și mă refer aici la toate proiectele, nu doar cele pentru autoritățile locale, și același lucru este valabil, sau vreau să-mi exprim gratitudinea și față de PNUD, care este unul din partenerii noștri principal în domeniul dezvoltării locale. Dacă vorbim despre activitatea de astăzi, după cum probabil toți dintre dumneavoastră cunoașteți, dezvoltarea economică locală și descentralizarea locală este o prioritate a Guvernului Republicii Moldova și va fi în continuare un capitol separat, special în planul de acțiune al Guvernului cu privire la dezvoltarea economică locală. Având această oportunitate și acest proiect foarte important care ne va oferi sprijin adițional Guvernului în vederea implementării dezvoltării locale economice, este foarte mult apreciat de noi și noi ne așteptăm cu adevărat că vom reuși să realizăm obiective foarte importante și rezultate foarte semnificative. Și este foarte important să accentuăm de la bun început o activității acestea care va fi implementat la această fază a proiectului. Și vorbim nu doar de activitățile implementate în cadrul proiectului, care sunt extraordinar de importante, dar este important la fel să vorbim despre experiență, despre sustenabilitate, despre capacitatea care va fi, de care vor beneficia toate autoritățile. Este un lucru foarte important pentru noi să avem autorități locale foarte sustenabile și dezvoltare economică sustenabilă și nu doar câteva activități separate. Datorită acestui lucru sau în acest sens, aș vrea să doresc succes echipei proiectului în vederea implementării acestei faze a proiectului și ne așteptăm foarte mult să avem rezultate foarte bune care vor fi partajate ca cele mai bune experiențe și noi cu toții vom fi mulțumiți la sfârșit de proiectul acesta că rezultatele au fost realizate. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație și pentru posibilitatea de a participa la această ședință. Domnule Ermurachi, și noi vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la evenimentul de astăzi. În continuare, am onoarea de a-l invita să ne salute pe excelența sa, domnul Ianis Majeix, ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova. Good afternoon. Bună ziua!
Doamna, dragă doamna Al-Khatib, stimate domnule Iarmarache, stimați primari, aș vrea să vă salut pe toți în numele delegației Uniunii Europene în Republica Moldova la acest eveniment de lansare a celei de-a doua faze a inițiativei primari pentru creștere economică finanțată de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană oferă sau acordă o atenție extraordinară dezvoltării regionale economice. În Republica Moldova, câteva proiecte finanțate de UE în acest sector au fost lansate pe parcursul ultimilor ani, cum ar fi SARD, UE pentru Moldova, regiuni cheie, sau asistența tehnică pentru sprijinul IMM-urilor din zonele rurale. Inițiativa UE primare pentru creștere economică susține primare din regiunea parteneriatului estic pentru a deveni facilitatori active creșterii economice și a creării locurilor de muncă pe plan local. Amțiunile implementate în prima fază aceste inițiative primare pentru creștere economică au contribuit la inițierea unei schimbări sistemice la nivel local și a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării economice locale, contribuind în același timp la crearea locurilor de muncă noi și a oportunităților noi pentru locuitorii celor trei comunități. Cele 200 de locuri de muncă au fost create în Jedinec cu construcția unui spațiu industrial peste 1000 de metri pătrați și un incubator de afaceri, care în 2020 a salutat 10 rezidenți noi. Cu sprijinul proiectului finanțat de UE în Cimișlia, un centru de informare pentru antreprenori a fost creat. Proiectul implementat în Găgăuzia a oferit sprijin pentru peste 630 de antreprenori de regiune și peste 2000 de rezidenți ai Găgăuziei au beneficiat direct sau indirect de proiect. Scopul acestei inițiative a fost de a îmbunătăți capacitatea locală și infrastructura de afaceri pentru a stimula crearea afacerilor noi în regiune cu un impact asupra creșterii economice inclusive în Republica Moldova. Și în rezultat, 46 de localități din Republica Moldova au aderat la această inițiative și 32 dintre ele au planuri de dezvoltare economică locală aprobate deja. E de-a doua fază a programului dat, implementat în parteneriat cu PNUD, se axează pe creștere economică inclusivă și inovarea în cadrul parteneriatului estic. Primarii pentru creștere economică, această rețea va crește până la 400 de autorități locale și 12 autorități locale vor trece printr-un fază de dezvoltare a portofoliului său. 3 facilități finanțate vor fi disponibile autorităților locale și partea acestei rețele și portofoliul UE anual aceste inițiative primare pentru creștere economică va anunța și un concurs pentru inovație, susținerea inovației care va susține mai multe proiecte a fi implementate în țările parteneriatului estic. Autoritățile publice locale din Republica Moldova au acum posibilitatea de a-și crea soluțiile sale proprii adaptate și să le implementeze. Noi suntem încrezut că această inițiativă va contribui atât la o dezvoltare echitabilă și verde în Republica Moldova, precum și că va spori investițiile în regiune, contribuind astfel la îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor Republicii Moldova. Și în încheiere, aș vrea să vă doresc tuturor succes la implementarea celei de-a doua faze a acestui program. Noi suntem mai puternici împreună. Vă mulțumim! Excelență, mulțumesc și în continuare ofer cuvântul doamnei Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD Moldova. Doamna Al-Khatib, vă rog. Vă mulțumesc, Mihaela. Bună ziua tuturor, excelențe, distinși oaspeți, primari, colegi și parteneri. Am plăcerea de a vă saluta pe toți astăzi aici și de a participa și eu la acest eveniment de lansare a inițiativei UE Primare pentru Creștere Economică. Noi suntem deosebit de satisfăcut că Republica Moldova este parte a acestei inițiative regionale noi și noi reafirmăm angajamentul nu pentru Republica Moldova pentru dezvoltarea și promovarea
dezvoltării durabile și a realizării obiectivelor dezvoltare durabilă. Este o inițiativă extrem de relevantă care va canaliza toate eforturile țării de recuperare în urma crizei COVID-19 pentru a spori creșterea economică inclusivă și crearea locurilor de muncă în parteneriat cu autoritățile locale și ajutându-le să elaboreze și să implementeze planuri economice de dezvoltare locală în corespundere cu principiile de guvernare bună și management financiar durabil. Nivelul de urbanizare este înaltă, migrația este foarte mare, la fel și decalajul dintre zonele urbane și rurale și toate aceste consecințe economice ale pandemiei de COVID-19 sunt doar câteva din provocările cu care se confruntă orașele și comunitățile din Republica Moldova din toate regiunile țării. Zonele rurale, la fel, sunt afectate și ele de rate scăzute de ocupare, comparativ cu 44,4% din zonele urbane în 2020, din cauza acestor oportunități reduse de ocupare, precum și a ocupării informale la nivel înalt și salarii sub media națională. În acest context, intervențiile inițiativei primare pentru creștere economică va susține avansarea pe agenda guvernului de consolidare a capacității autorităților publice locale pentru a se implica mai eficient și pentru a satisface necesitățile oamenilor și afacerilor de la nivel local, susținând sectorul privat ca să devină mai competitiv și adaptabil la schimbări, creând în același timp un mediu favorabil pentru economie. Este datorită anume parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și inclusiv la nivel regional și de țară, este că noi ne implementăm și în această inițiativă pentru a promova dezvoltarea durabilă a comunităților din Republica Moldova și împreună cu alte țări din parteneriatul estic. Aprecierea noastră extremă a fost la fel, este la fel pentru Cancelarea de Stat, pentru colaborarea eficientă și pentru participarea la această dezvoltare și a proiectelor de dezvoltare economică locală a orașelor și localităților din Republica Moldova. Este la fel sau merită să mai menționăm că această inițiativă de fapt a capitalizat acele rețele puternice și parteneriate de durată pe care PNUD Republica Moldova le are cu orașele și localitățile din Republica Moldova din toată regiunea, de regiunile țării, precum și Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. În ce privește evaluarea impactului socioeconomic al COVID-19 pe care l-am întreprins-o noi anul trecut, precum și alte evaluări pe care le-am desfășurat, acesta accentuează de fapt vulnerabilitatea localităților locale și impactul devastator al pandemiei asupra comunităților și economiilor locale. Acestea sunt lucruri foarte importante de luat în considerație și noi, acestea de fapt ne călăuzesc calea noastră pentru activitatea noastră pe care PNUD o întreprinde în vederea dată, pentru a oferi acest răspuns economic și eforturi de recuperare în urma pandemiei pentru a realiza toate obiectivele pe care le-am propus și obiectivele de dezvoltare durabilă. Evenimentul de astăzi, primare pentru creștere economică, noi discutăm cu autoritățile publice locale și tot ce ține de planificarea urgentă a acestor dezvoltări economice și va fi o oportunitate extraordinară de a face schimb de cunoștințe, de experiență cu orașele din țările participante la fel. După cum am discutat și accesul la finanțare pentru aceste inițiative implementate la nivel local de dezvoltare economică care susțin creșterea economică inclusivă, ecologică și pentru a putea implementa mai bine și îmbunătăți stilul de viață sau form. Noi sperăm să vedem această implementare de succes, aceste inițiative, în Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și vă doresc tot succesul din lumea. Doamna Ocativ, vă mulțumesc și eu și aducem mulțumiri tuturor partenerilor care vor contribui la dezvoltarea economiei verzi și echitabile în Republica Moldova. În următoarele minute vom afla despre idei și bune practici din care și Moldova poate învăța. Pe baza succeselor și lecțiilor învățate în etapa anterioară a inițiativei 2017-2020, această etapă va introduce noi instrumente și practici inovatoare pentru a aborda provocările actuale și viitoare ale localităților din țările parteneriatului estic. Și primul care ne va împărtăși din experiență este domnul Thomas Ozdoba, director de proiect Net Zero Cities și consilier principal la Climate KIC. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și în prezentare. Cere, a fost o plăcere să ascult comentariile pe care le-am auzit la moment, aceste cuvinte de salut. Aș vrea acum, în decurs de aproximativ 20 de minute, să vă prezint o parte din activitatea pe care am întreprins-o în Europa în ultimii câțiva ani, care cred eu că ar putea cu adevărat să ne ajute
să facem conexiunea dintre lucrul pe care îl faceți împreună cu PNUD și Inițiativa Primare pentru Creștere Economică, care este o oportunitate foarte bună de a avansa în sensul bunăstării economice a oamenilor din Republica Moldova, în ca răspuns la criza critică cu care ne confruntăm legată de climă și restabilirea activităților economice după situația sau pandemie de COVID-19. O să încerc foarte repejor să vă prezint acum câteva lucruri în ceea ce privesc programul și lucruri sau activitățile pe care le întreprindem și să vorbim puțin despre niște exemple specifice de proiecte pe care cred eu ar fi relevante pentru toată activitatea pe care planificați să o întreprindeți. Deci, o să împartajez ecranul. Sper că se vede bine și toată lumea vede prezentarea mea. Da, confirmăm că se vede bine. Perfect. Deci, o să îmi stabilesc cronometru ca să trec prin prezentare într-o manieră în timp util. Deci, ca o introducere așa foarte succintă la acest proiect, să vă spun câteva cuvinte despre organizația noastră, care este formată din mai multe alte organizații. Suntem, de fapt, un parteneriat care include afaceri, start-up-uri și antreprenori, universitări, instituții de cunoștință, guverne de diverse nivele, precum și reprezentanțe societății civile. Pe parcursul ultimilor 10 ani, compania noastră a efectuat investiții și a lucrat în parteneriate în numele Comisiei Europene, precum și a Institutului European pentru Inovație și Tehnologie, și putem vedea aici anumite cifre în ceea ce privesc parteneriatele, startup-urile pe care noi le-am susținut, investițiile pe care le-am atras, locurile create și altele. Ca să vă creez o istorie despre istoria și abordarea sau domeniul de aplicare al Climate Kick. Sunt aici pentru a vă vorbi în primul rând despre lucrul nostru în orașe, care corespunde cu inițiativa aceasta primare pentru creștere economică. Activitatea noastră în orașe s-a axat mai mult pentru a ajuta acestea să înțeleagă că ele sunt un șir de sisteme care împreună formează sistemul întreg al orașului și răspund la aceste subiecte care sunt de schimbările climatice sau restabilirea unei economii durabile după COVID-19. Pentru asta fi nevoie de o abordare sistemică. Nu putem selecta doar un singur proiect sau doar un singur tip de intervenție pentru a îmbunătăți lucrurile, dar acestea doar interacționează între ele. Și anume, asta este natura activității noastre pe care o întreprindem cu orașele pe parcursul ultimilor câțiva ani. Doar câteva cifre generale pe care cred eu mulți dintre dumneavoastră le-ar putea cunoaște. Noi cunoaștem că capitalul care este mobilizat în numele pachetului de stimulare a emisiilor de carbon scăzute și pentru a produce investiții și locuri de muncă, este ceva ce este foarte bine înțeles. Noi putem vedea volumul de capital care poate fi mobilizat, locurile de muncă care pot fi create, valoarea creată și așa mai departe. Abordând anume subiectele climatice și cele de durabilitate direct cu o dezvoltare economică și bunăstare economică anumită. Aici avem ceva informație ca punct de referință cu privire la diferite tipuri de locuri de muncă care au fost create, tehnologiile regenerabile, eficiența energetică și combustibil fosil. Este un lucru care este foarte important să-l facem parte a discuției în discursului nostru. Foarte mulți dintre noastre ar putea să cunoașteți că săptămâna trecută Uniunea Europeană a lansat 5 misiuni separate și le putem vedea enumerate aici. Una din acestea include orașe neutre din punct de vedere climatic și orașe inteligente și scopul este de a investi în 100 de orașe ca să devină neutre din punct de vedere climei și inteligente până în 2030. Eu cred că foarte multă lume cunoaște care este activitatea sau lucrul economiștilor Mariana Mazzucaro și ideea misiunii de inovare ca modalitate de a ne axa sau de a direcționa investițiile publice în colaborarea cu sectorul privat pentru a realiza ambiții foarte mari și neutralitatea climatică se încadrează foarte bine în această descriere aceea ca fiind foarte dificil de realizat și ambițioasă. Și ideea este de a crea o investiție de deceniu
ca să ne ajute să învățăm, de fapt, cum să realizăm un obiectiv de această învergură. La fel putem vedea și alte misiuni care sunt aici, o parte fiind legate în mod direct de activitatea pe care o vom face și noi în orașe. Și acum avem doar un raport pe care foarte multă lume, cred eu, că vor fi interesați să-l vadă. Eu pot să-l împărtășesc cu dumneavoastră dacă nu o să o puteți găsi, dar este ușor de găsit pe pagina misiunii UE cu privire la orașele neutre din punct de vedere climatic. Ideea de a obține anul viitor, de a identifica acele 100 de orașe pe care Uniunea Europeană le va susține și în care va investi în acest proces. Deci, într-un mod anume, dezvoltarea acestei misiuni a fost informată în mare parte de activitatea pe care am desfășurat-o noi cu cele 50 de orașe din toată Europa, care au încercat să exploreze, de fapt, diverse, în modalitate foarte agresivă și încercând să analizeze sistemul întregime și să se bazeze pe acele inovații care să încerce să schimbe sistemul întregime în oraș. Și putem vedea că aici, cele identificate aici, o să vorbesc puțin despre lucruri pe care l-am făcut în acest sens și noi. Atunci când am început să identificăm aceste orașe, un lucru pe care noi l-am adus în discuția cu fiecare oraș a fost anume recunoașterea faptului că pentru a realiza schimbări sistemice, pentru a ajunge la un statut de neutru din punct de vedere climatic, orașul trebuie nu doar să lucreze în domeniul inovațiilor, în oricare din aceste șase domenii, dar la fel să lucreze în domeniul inovațiilor în toate cele șase domenii odată și să o facă în mod simultan. Că ele toate să interacționeze unul cu altul și să susțină unul pe altul în ceea ce privește crearea unui potențial pentru realizarea neutralității climatice, ceea ce la moment niciun oraș nu a reușit încă să realizeze. Și respectiv, noi am venit cu aceste organizații foarte specifice care au venit cu abilități, competențe adiționale, capacități pentru a ajuta orașele cu inovații în aceste șase categorii. Vom vorbi puțin despre activitatea care a rezultat din asta. În același mod, vorbind despre acestea, noi vorbim și despre a învăța împreună cum e posibil acest lucru. Noi înțelegem ce trebuie să se întâmple și cum putem face acest lucru în mod colectiv într-un oraș. Este ceva ce noi trebuie încă să învățăm și deci noi am început analizând aceste domenii și aducând aceste orașe împreună în parteneriate locale, discutând care este cazul economic pentru atenuarea consecințelor climatice și dacă acesta corespunde cu obiectivele a fi realizate de neutralitate climatică. Un alt aspect ar fi evaluarea instrumentelor financiare pe care un oraș le are la moment, recunoscând în același timp că alte nivele de guvernare sunt și ele, trebuie să fie și ele capabile să susțină investițiile publice și că chiar și acestea două împreună nu este suficient. Capitalul privat la fel va fi necesar și noi trebuie să ajutăm orașele să învețe cum pot să facă aceste investiții ale capitalului privat să satisfacă necesitățile orașului și să fie îndreptate spre asta, nu doar obiectivele investitorilor de capital. În același timp, noi trebuie să categorifiem întreg sistemul, energia, infrastructura, cum mobilitatea funcționează în acest oraș și trebuie să reîncadrăm toate provocările complexe, astfel încât să înțelegem foarte bine cum să susținem reducerea impactului mai multor dependenților de mașini atunci când lumea trebuie să meargă cu mașina, să le schimbăm cu niște decizii pe durată lungă și cum acestea sunt legate între ele. La fel, noi recunoaștem că politicile vor fi necesare pentru a ne ajuta să realizăm aceste obiective. Noi încă nu am ajuns la acolo, încă trebuie să mai avem această abordare de a nu pur și simplu împrumuta politici din altă parte, dar de a crea politici noi. Și pentru a face acest lucru e nevoie să venim cu decidenți politici de nivel înalt împreună pentru în diverse modalități și să susținem în aceste conversații foarte dificile pe care trebuie să le poarte și deciziile pe care urmează să le ia. Pentru ca acest lucru să fie posibil, noi trebuie la fel să să implicăm și cetățenii orașelor, atât din punct de vedere teorie practică, astfel încât ei să poată schimba procesul de guvernare și să poată să se abiliteze pe sine pentru a lua sau a face niște decizii transformaționale foarte dificile. Vroiam doar să mă mai refer la aceste componente puțin mai detaliat și să vă arăt unde au fost sau ce specific s-a făcut în rezultatul acestei activități, după care vă putem mai discuta și pe parcursul restului sesiunii pentru a vedea cum acesta se încadrează în inițiativa dată, precum și misiunea europeană în sine. Un lucru pe care noi știam că este unul critic este să oferim fiecărui oraș instrumentul de care are nevoie pentru a înțelege necesitățile sale de investiție pentru decarbonizarea totală.
strategiile economice care ne-au ajutat, de fapt, să dezvoltăm acest instrument și ne-au ajutat să dezvoltăm acest instrument pentru toate orașele cu care am lucrat, cele 50 pe care le-am menționat și identificate anterior, și la fel prezentarea foarte generală a unui raport general către Comisia Europeană despre investiția totală necesară pentru misiunea sa de 100 de orașe pentru a fi neutre de punct de vedere climatic către 2030. Și acest raport este disponibil, eu sunt gata să-l distribui, să-l partajez cu dumneavoastră dacă este nevoie. Vreau doar să accentuez aici încă, este cam mărunt să vedeți pe ecran, dar totuși noi putem să împărtășim această informație cu dumneavoastră ulterior. Este foarte important să analizăm ce trebuie să facem în sensul decarbonizării, în ce sectoare, pe ce parcursul a cărei perioade și cât reprezintă asta în reduceri de emisii totale. Noi trebuie să găsim modalități diferite prin care aceste reduceri pot fi realizate și diverse instrumente pe care le putem folosi, să le încercăm să le modelăm, să le testăm în sensul impactului lor și cu fiecare din acestea să putem ulterior analiza investițiile totale de care este nevoie, să analizăm mai detaliat ulterior fiecare domeniu de investiții, transportul, clădirile, sistemul de încălzire, electrice și așa mai departe. Și în cele din urmă, să evaluăm care este neutralitatea aceasta totală economică, nu doar aspectul investiției financiare, dar la fel să analizăm întreaga performanță economică a acestor investiții, care duce la lucruri cum ar fi îmbunătățirea calității aerului și îmbunătățirea sănătății și îmbunătățirea la fel activității fizice și reducerea zgomotului și altele, ceea ce numim noi cu beneficii, care ulterior ne ajută să realizăm obiectivul general și ne arată că profitabilitatea generală pentru societate poate fi foarte pozitivă pentru investițiile foarte mari și pentru a face orașele noastre neutre din punct de vedere climatic. Noi la fel cunoaștem ca parte acestei guvernanțe, la fel trebuie să se schimbe. Noi am analizat diverse modele pentru ceea cum guvernanța poate evolua și cum orașele, cetățenii, afacerile și alte părți interesate pot lucra împreună pentru a explora modalități noi de a lua decizii dificile, dar cele care sunt critice pentru un viitor rezilient din punct de vedere climatic și cele care sunt inclusive din punct de vedere economic și echitabile și reprezintă un contract social care poate fi stabil în timp. Noi cunoaștem că oamenii fiind puși pe prim plan, care este un lucru critic pentru guvernanța bună și asta poate se poate confrunta cu bariere pe care trebuie să le depășim și că e nevoie de imaginație și experimentare în domeniul mobilității, datelor și modul în care noi folosim aceste date pentru a susține aceste decizii de care este nevoie. Vreau acum să trec la un alt domeniu de activitate, una din acele care ne arată sau simte pare fi foarte promițătoare, unde un oraș sau o instituție dintr-o comunitate sau de cartier poate lua decizii colective de achiziție în numele mai multor persoane sau mai multor afaceri sau proprietari de clădiri pentru, în primul rând, a profunda impactul printr-o singură decizie în loc de a avea 100 de clădiri să ia 100 de decizii cu privire la același lucru în timp diferit, ele își unesc eforturile pentru a lua o singură decizie de a face totul împreună în toate cele clădiri ca parte a unui singur proces și proiect. Recunoscând că asta ar aduce beneficii pentru toate proiectele, unii o vor duce mai bine, alții mai rău, dar oricum impactul va fi mai mare și ne va permite să avansăm mult mai repede. Eu cred că încă două lucruri sunt foarte relevante aici. În primul rând că este o modalitate tot mai bună de a profita de aceste investiții private, nu doar prin mai degrabă decât prin intermediul proiectelor private și asta la fel deschide mai multe oportunități pentru diverse modalități de a ne gândi cu privire la schimbările climatice și că o clădire odată sau o afacere odată ar dura mult prea mult sau va fi prea dificil să creăm un proces. Deci este o activitate așa timpurie cu privire la cum să efectuăm aceste achiziții comunitare pentru acest tip de activități. Un alt domeniu de activitate este recunoașterea faptului că modul în care noi am abilitat investițiile în dezvoltarea sectorului de imobil din orașele noastre înseamnă scoaterea bunăstării din comunitate. În pofida faptului că o bună parte din valoarea care este creată nu de investiția privată în clădire în sine, dar mai degrabă de investiția publică care s-a făcut în infrastructură pentru a facilita dezvoltarea
în general și pentru a putea desfășura această activitate. Noi analizăm diverse modalități pentru a schimba aceste modele, astfel încât comunitatea și orașul să poată păstra o parte din această valoare și să le adune împreună pentru a veni cu investiții mai profunde în performanța neutră din punct de vedere climatic, echitate socială, egalitate sau alte obiective pe care acea comunitate specifică le are și crearea, dacă doriți, a unor comentarii inteligente pe care, cum acest lucru se face pe o platformă unică. Și putem vedea, de fapt, că este un lucru foarte conceptual și foarte ambițios, dar cred eu că ne dă dovadă de foarte mare potențial ca să ne ajute să ne gândim cum noi, ca orașe, facilităm, de fapt, aceste investiții și care este performanța economică colectivă a acestor investiții. Și înțelegerea cum putem noi să fim mai eficienți, cum valoarea este crește și cum aceasta este partajată din rezultatele pe care le avem pentru a atrage investițiile în orașele noastre. La fel știm că dacă ne ocupăm de renovarea clădirilor, noi facem acest lucru și pentru vecinătate. Infrastructura în spatele acestor clădiri trebuie să fie îmbunătățită și ea, nu doar clădirea în sine, și că acestea ține de distribuția tehnologiilor și sistemelor, că companiile se confruntă cu foarte multe sau au foarte multe clădiri și realmul clădirilor în aceste clădiri este partea unei abordări unice și vrem să analizăm acest lucru ca în întregime, ca un tot întreg, nu ca o clădire individuală care încearcă să abordeze această problemă. Sunt câteva beneficii aici. În primul rând, luând o abordare de această natură, noi aducem mai multă expertiză în spatele tuturor acestor proprietari de clădire care le cumpără pentru sine, dar se chinui să aibă aceste cunoștințe și să găsească timp ca să facă tot lucrul pe care e nevoie comparativ cu atunci când avem o abordare mai holistică. Și la fel, în alte contexte, aș spune că este o modalitate mai bună pentru a utiliza aceste investiții private, analizăm mai multe clădiri împreună decât fiecare cu proiectul său individual, care trebuie să se facă cu toate aceleași cerințe de finanțare și toate trebuie să rezolve exact aceleași provocări ce țin de riscuri care pot fi abordate și soluționate într-o manieră mai diversificată când vorbim de un portofoliu de clădiri investind împreună. Deci este foarte dificil această activitate, dar eu cred că ne arată că avem un potențial foarte mare pentru a crea o valoare mai mare, pentru a atrage un capital mai bun și pentru a veni cu un impact mai mare și mai bun în ce privesc obiectivele noastre mai repede. Încă o parte a acestei munci este de a defini care sunt scopurile și din acest motiv este foarte important să putem să ne ocupăm de aceste întrebări chiar de la bun început, înțelegând că de fapt care sunt scopurile noastre este să sporim capacitățile, deprinderile, de asemenea să stimulăm așa anumitele investiții verzi, să putem să rezolvăm problema cu deficitul de combustibil, să sporim la creșterea și consolidarea capacităților comunităților și cred că în așa caz vom putea să punem mult mai bine cap la cap toate resursele care să ne livreze niște rezultate cât mai bune. Și încă un mod, încă o perspectivă de a arunca privire la aceste chestii. Deci putem să vedem care sunt chestiile care sunt plasate la diferite nivele pe teren, deasupra, la nivelul 3, 4. Deci este un fel de model de business de care demonstrează abordarea noastră în cadrul procesului nostru de activitate. Este foarte important să vedem de la bun început toate aceste etape ale proiectului, fiindcă noi facem investiții destul de vreme și ne asigurăm că vom ieși și rezultatele scontate urmare acestor investiții. Aici putem să vedem impactul pe care îl oferă așa fel de abordări. Aici, iarăși, avem scopul deci pe care noi ne-l propunem. Vedeți că tot asta se descrie în contextul clădirilor din Edinburgh. Dar, evident, acest model poate să fie transpus și în alte comunități. Încă câteva chestii pe care vreau să le lucidez în câteva minute, după care eu cred că o să pot să fac o concluzie și să un pic să sintetizez toate informația pe care vă văd eu. Deci, în ce măsură aceste aspecte au legătură cu investiții? Investițiile, de fapt, au mai multe teme. Temele acestea au diferite caracteristici, pe noi le-am descris chiar acum și cred că putem să folosim expertiza pe care o avem deja acumulată pentru a înțelege acest lucru și din perspectiva guvernelor regionale, cât și din perspectiva administrației municipale orașului. Deci, ca să putem să capitalizăm aceste acțiuni de manieră mult mai mare și
mult mai eficientă decât am face în cadrul unei abordări mai puțin structurate și mai puțin pragmatice. Evident, scopul nostru este să sprijinim autoritățile orașului pentru a consolida capacitatea asta și să ne gândim la facilitățile sau la structurile fondurilor de care vom avea nevoie pentru a transforma capitalul, deci capitalele disponibile în rezultatele cele mai bune și cele mai rezonabile care ar putea să fie obținute dacă vorbim despre infrastructura verde, despre posibilitățile de a reduce deșeurile și altele. De multe ori noi vedem că în mai multe orașe cu care colaborăm, noi se cere să fie create niște fonduri concrete, niște fonduri specifice, deci anume pentru municipiu, pentru oraș, care este de fapt o combinație a capitalului privat și public și care permite să efectuăm diferite lucrări de regie pentru oraș și să folosim acest model de nevoi economice pe care noi de obicei le dezvoltăm prin analiza economică pe care o facem. În acel moment noi putem să începem să angajăm capitalul privat, să ducem conversații cu ei, să vedem cum am putea să atragem acest capital pentru a răspunde la necesitățile comunității care există deja. Decât să vină, de exemplu, companiile private cu un capital să zică că acestea sunt condițiile noastre, termenii noștri și deci numai cu așa condiții noi le oferim. Iar aici câteva exemple pe care eu am vrut să le partajez cu dumneavoastră. Am vorbit despre aceste fonduri municipale sau fonduri ale orașului, vedeți, în Amsterdam, în Londra, în Toronto, în Melbourne, în alte orașe unde au fost create aceste fonduri pentru a întruni necesitățile orașului. La acest moment eu cred că mă voi opri și îmi pare că am reușit să mă încadrez în timp oferit de agenda. Abia aștept să avem întrebări, discuții pe parcurs, dar am vrut să vă ofer deocamdată o introducere succintă, sperând că este utilă pentru dumneavoastră și urmează să o mai digerați, după care noi o să mai partajăm și alte detalii, alte informații pe măsură ce vom avansa în conversațiile noastre împreună cu și cu alte autorități. Mulțumesc! Cu siguranță vor fi întrebări și participanții la evenimentul de astăzi vor fi curioși să discute cu dumneavoastră, doar că această parte o lăsăm pentru după ora 16, atunci când vom putea să interacționăm unii cu alții și să adresăm întrebările. Deocamdată am verificat și nu avem nicio întrebare care să fi fost scrisă în chatul de Zoom. Așadar, în continuare va vorbi doamna Tina Maria Seteras-Stum, manageră a inițiativei Primarii pentru Creștere Economică, Centrul Regional PNUD din Istanbul. Thank you, Mihaela. I'm very pleased to be here. Mulțumesc, Mihaela, foarte încântată să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Să văd dacă pot și eu să împartajez ecranul cu dumneavoastră. Can you see? Da, ne întreabă dacă vedem, vedem. Da, vedem foarte bine. Thank you so much. Very happy again to be here today. Mulțumesc. Și eu sunt foarte fericită să colucrez și eu să fiu alături de dumneavoastră, să colucrez cu dumneavoastră din partea echipei Istanbul. Deci, vreau să fac și eu să împart și eu ceva dintre soluțiile pe care am găsit. Mai bine, nu există soluții foarte rapide sau soluții magice așa numite, într-adevăr toate aceste aspecte sunt foarte complexe, însă noi încercăm din partea noastră să găsim noi modalități pentru a vă sprijini în toate scopurile și acțiunile pe care vă le propune. Și sigur, atunci când noi aruncăm o privire la context și ne punem întrebarea de ce vorbim despre această complexitate astăzi, evident, punctul de pornire este nevoile de astăzi, necesitățile pe care le avem astăzi și evident, în contextul pandemiei, toată lumea se ciocnește de mari consecințe, probleme și economice și legate de ocrotirea sănătății. Din acest motiv, trebuie să fim foarte conștienți de faptul că pandemia a mai sporit inegalitățile din societatea noastră, să putem să identificăm aceste lacune care există și să răspundem cât mai bine la ele. În afară de aceasta, am observat și o diversitate enormă în veniturile populației, deci în contextul pandemiei. Din acest motiv încercăm să facem față la toate aceste provocări, exact așa cum face toată lumea în contextul pandemiei, dar și la alte provocări pe care le avem noi. Încă
În afară de aceasta, noi cunoaștem foarte bine că mai există și alte provocări care sunt la fel de complexe. Noi am observat că crește foarte mult presiunea asupra liderilor, asupra factorilor de decizie la toate nivelele care trebuie să facă față la nevoile economice care există astăzi. Deci majoritatea din aceste provocări pe care noi ne ciocnim, fie că e vorba de schimbările climatice sau de pandemie sau de dacă e vorba de depopulare sau lipsa de oportunități economice. Deci toate acestea fac aceste provocări să fie foarte complexe. Ceea ce înseamnă că nu există un răspuns croit gata sau vreun model economic care să ne spună, uite, acestea sunt soluțiile pentru toate problemele. Nu există nici un singur sector care să poată face față la această situație de sinistrator sau să fie tras la răspundere de sinistrator. Atâția actori, atâtea straturi, atâtea nivele de intervenție, ceea ce înseamnă că deciziile trebuie să fie luate de o manieră comună. Suplimentar la aceasta, majoritatea provocărilor de care ne ciocnim noi astăzi sunt de natură comportamentală, ceea ce înseamnă că ele au legătură cu contexte istorice, culturale, de altă natură. Aici vedeți, de exemplu, indicele percepției corupției pe care ne-l oferă Transparency International și știți că Transparency International publică așa fel de informații în fiecare an și vedeți deci, care este acest indicator și care sunt cifrele țărilor din toată lumea. Da, Moldova parcă are niște soluții pentru a combate corupția deja de ceva timp, totuși foarte puțin cetățeni văd niște rezultate remarcabile. În acest sens, cu toate cuvinte, corupția rămâne o mare problemă oriunde în lume, inclusiv Moldova. Multe din aceste provocări, cum ziceam, au rădăcini foarte adânci. De ce noi folosim de multe ori modelul icebergului? Deci ceea ce vedem noi de multe ori este doar vârful icebergului. Deci ceea ce ne pare noi că apare ca și probleme, cum ar fi, de exemplu, poluarea, cum ar fi schimbările climatice, de fapt, au niște rădăcini mult, mult mai profunde și, din păcate, marea parte a acestor probleme este ascunsă. Evident, mulți ne bazăm pe modele mentale, pe anumite valori, pe anumite narrative pe care le avem înrădăcinate. Din acest motiv, constant trebuie să ne punem întrebarea, totuși, ce se află acolo sub apă și cum putem să interacționăm unei copii pentru a aborda aceste provocări. Încă o trăsătură pe care o vedem în creștere, în special în contextul pandemic, este faptul că lumea devine foarte imprevizibilă și foarte incertă. Cu alte cuvinte, tot ce inițial ne părea să fie o linie dreaptă, acum se schimbă permanent. Da, avem de obicei planul A, pe care noi îl creăm la nivel guvernamental, municipal, dar chiar în viața noastră privată. Da, avem de obicei un plan A, care ne pare că unde merge din punctul cu tare în punctul cu tare. Mai avem un plan B, care pare să fie un pic mai flexibil, însă de multe ori în viața reală aceste planuri și A și B să devin să fie irelevante, fiindcă situația se schimbă nici nu pe termen lung, se schimbă de azi pe mâine. Deci viața reală de multe ori arată așa ca această diagramă de partea de jos a desenului nostru. Deci arată anume ca această linie a treia, viața reală. Deci acest citat de fapt ilustrează abordarea noastră curentă pe care, la care noi tindem că e vorba de dezvoltare sau e vorba de alte aspecte. Noi tradițional definim, da, un viitor ideal, ne creăm un scop și încercăm să ajungem încolo, dar acest lucru poate să fie obținut numai dacă avem foarte mult de predictibilitate, de previzibilitate, dar complexitate. Noi descrim, de fapt, prezentul și ce vedem că este posibil să se schimbe definind o direcție, nu o destinație, doar o direcție și ne pregătim să ne antrenăm într-o călătorie, o călătorie care poate să devină o descoperire. Deci, da, noi de multe ori nu ne imaginăm cum să arate o soluție în ultima instanță, dar cel puțin încercăm să parcurgem, am zis, această călătorie cu descoperiri. Și iată aspectele cheie pe care ne le permitem, pe care ne le propunem să le obținem. Da? Încercăm să facem trei lucruri, de fapt. Deci să ținem chestiile foarte simple, să spunem cuvinte simple. Deci încercăm să ne extindem ambițiile, încercăm să vedem, să avem noi ochi și noi ureche, adică să vedem toate chestiile dintr-o perspectivă nouă, să le auzim dintr-o punct de vedere și să găsim noi modalități pentru a acționa și pentru a ne adapta mult mai bine față de cum făceam anterior.
Deci, în primul rând, am zis că încercăm să ne analizăm ambițiile și cred că acțiunile sau, bine, mișcarea pe care trebuie să facem este să schimbăm accentul de pe niște schimbări în creștere, să încercăm să analizăm posibilitatea de schimbări transformative. Deci, în această poză vedeți traficul din Chișinău și cunoașteți ce se întâmplă, numărul de mașini sporește, deci tot mai mult se sporește traficul, permanent suntem nevoiți să stăm blocați în trafic și s-ar părea că, parcă, fiindcă nu sunt mai multe străzi, nu există posibilități ca să putem să ușurăm, să descărcăm un pic acest trafic atât de complex. Dar ceea ce încercăm să facem noi împreună cu partenerii, să ne extindem ambițiile și să vedem cum putem obține schimbări transformative și începem să ne punem întrebări. Bine, încotro ne mișcăm. Oare, de fapt, este vorba de regândirea mobilității. Se pune întrebarea de ce ne pomenim în aceste blocaje de trafic, care sunt alternativele la aceste blocaje de trafic. Și a doua chestie pe care am zis că ne propunem să o obținem, să dezvoltăm noi instrumente care ne permite să vedem și să auzim în mod diferit, să vedem ce se întâmplă, făcând referință iar la iceberg. Da, foarte multe lucruri noi nu le vedem, ele sunt partea ascunsă a icebergului. Ce trebuie să dezvoltăm? Să dezvoltăm numai modalități de a vedea și auzi, să avem așa anumită ascultare socială, adică să începem să auzim chestii pe care nu le-am auzit deocamdată. Noi cunoaștem foarte bine că în ultima perioadă s-au produs niște schimbări impresionante. Vedeți, de la cluburi industriale, de la locuri de muncă destul de prospere, a trebuit să ne dăm seama că există regiuni care sunt foarte subdezvoltate. Și cred că întrebarea cheie pe care ne-o punem este cum încadrăm în aceste valori pe care noi tot le lucidăm și pe care încercăm să le dezvoltăm, deci anumite probleme care mai există, cum să găsim niște soluții, iarăși, care nu sunt poate croite din start și nu sunt atât de evidente. Dar să vă arăt un exemplu, uitați-vă, colegii din Pakistan încă aplică aceleași metodologii din punct de vedere ascultării sociale sau ascultării profunde pentru a găsi mai bune modalități de implicare și angajare a tuturor părților de interese. Și cum ziceam eu, dacă ne propunem să obținem niște soluții de alternativă, deci încercăm să dezvoltăm niște protocoale noi. În general, în organizații cum ar fi PNUD, câteodată suntem cumva deconectați dar de anumite organizații și încercăm să încadrăm toate proiectele, de fapt, într-un cadru nou. Astfel încât proiectele să obțină un nou sens, un nou subînțeles, iar aspectele care au fost ascunse se devină mult mai vizibile. Și apoi, folosind inteligența, încercăm să găsim noi modalități de acționare și anume, folosind acest protocol sense-making, în mai multe țări încercăm să testăm noile abordări, inclusiv și în Republica Moldova. Și în al treilea rând, noi încercăm să găsim numele de acțiune și de adaptare. Am vorbit că orice fel de intervenții trebuie e mult mai adaptabile, ținând cont de complexitatea de care ne vedem. Aici avem desenul confeti. Știți ce înseamnă confeti? Deci aceste bulete, hârtiuțe colorate, care apar ca niște punctișoare, deci soluții punctuale, singulare. Și noi toți căutăm acea bulinuță magică, deci soluția cea rapidă care ar putea, într-adevăr, să ne schimbe foarte repede situația. Deci am încercat să o facem și sinistrători și împreună cu partenerii să ne mutăm, să plecăm de la aceste soluții singulare, punctiforme, la o abordare mult mai consistentă. Deci, cu adevărat, trebuie să avem un nou mod de gândire ca să trecem de la competitivul acesta la ceva mai consistent. Și unul dintre instrumentele în apariție
acum se numește Agora. Deci Agora este ca un fel de cutie cu instrumente, deci cu ustensile, care ne permite să venim cu un mai bun răspuns pentru nevoile care există în diferite domenii. Deci noi încercăm, având această cutie sau această geantă cu ustensile, să identificăm soluțiile cele mai bune pentru ca să plecăm, am zis, de la abordarea bazată pe proiecte singulare, de așa numitele opțiunile multiple, pe intervențiile multiple, care se bazează pe portfoliu, pentru a le putea redirecționa și adopta mai bine la nevoile care apar pe parcurs. Aceasta este o chestie destul de nouă în cadrul organizației dumneavoastră. Cred că noi cunoașteți deja că am încercat să aplicăm acest model Agora în 5 orașe și unde este și în regiunile noastre. Apropo, o să partajăm informații la acest capitol ceva mai târziu cu mai multe detalii. Deci, unul dintre orașele în care am încercat această abordare este un oraș micuț în Armenia, unde aveam aceeași probleme de care știu că sunt multe orașe, de populare, tinerii plecau din orășel pentru a găsi mai bune oportunități și iată aici echipa împreună cu autoritățile municipale au început să aplice această nouă abordare, deci să vadă. Deci au încercat să găsească mai multe opțiuni pentru a face orașul mai atractiv, mai verde și să găsească niște modalități alternative pentru îmbunătățirea educațională, cel de angajare, dar asigurându-se că orașul în general devine mai atractiv, mai vizibil, ca să prezinte interes și pentru persoanele care se află în afara orașului. Deci echipa acum se află încă la etapa inițială și o să fie un caz foarte interesant pe care noi categoric o să lămurim pentru a însuși niște lecții din partea lor și evident acum astăzi suntem aici pentru a lansa posibilitățile de facilitarea creșterii economice. Deci, acest mecanism este parte la călătoria noastră de descoperire și eu sunt foarte entuziasmată să văd cum va evolua acest proiect în Republica Moldova și de abia aștept să lucrez cu partenerii din Moldova ca și călătorie care o să ne permită să învățăm multe și ca să putem să plecăm de la intervențiile singulare sau punctiforme la un răspuns colectiv la problemele de care ne jucăm cu toții și voi fi fericită să răspund la întrebările noastre. Mulțumim, Tina! Și ne întoarcem la experiența Moldovei și îl invit în continuare să ne vorbească pe domnul Andrei Darie, specialist programe creștere inclusivă PNUD Moldova. Domnule Darie, vă rog. Mulțumesc. Bună ziua, excelențe, stimați reprezentanții ai guvernului, ai APL-urilor. După cum s-a comunicat, PNUD este responsabil de implementarea fazei a doua proiectului primarii pentru creștere economică. Antevorbitoarea mea, Tina, a vorbit despre abordările inovative pe care proiectul ăsta le aduce, dar haideți să trecem în retrospectivă experiența PNUD Moldova care va susține implementarea acestui proiect. În general, vreau să spun că abordările aplicate de PNUD Moldova în susținerea dezvoltării locale au fost și sunt complexe și integrate, acoperind practic toate regiunile țării. Noi considerăm că dezvoltarea economică este o parte integră, nelipsită a procesului de dezvoltare a unei comunități sau a unei regiuni. Deci, abordând lucrurile într-o manieră integrată, după cum spuneam, de-a lungul anilor, PNUD a lucrat cu primăriile din țară, cu grupurile de inițiativă locală, susținând procesul de planificare strategică locală, care scotea în evidență necesitățile locale și ajuta actorii locali la formularea unei viziuni strategice care să ghideze localitatea în eforturile sale de îmbunătățirea condițiilor de trai. Prin intermediul inițiativelor sale, PNUD Moldova a ajutat la dezvoltarea capacităților, a politicilor, dar și a serviciilor publice, a utilităților, a infrastructurii locale, care să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului și să contribuie la atragerea investițiilor locale. Prin aceasta mă refer la îmbunătățirea condițiilor de realizare a produselor locale prin intermediul piețelor agricole din țară,
spre exemplu, piața agricolă locală de la Selimet, asigurarea accesibilității serviciilor comunale și a infrastructurii publice, apă, canalizare, electricitate, management al deșeurilor, pentru ca antreprenorii locali și investitorii străini să poată să-și inițieze, desfășoare și să-și extindă activitatea economică. Slide următor, vă rog. Iată, anume în slide-ul ăsta vedeți și piața agricolă de la Selimet, la care mă referam. Totodată mă refer și la dezvoltarea obiectivelor locale care să susțină sectoarele economice locale. Spre exemplu, centrele de informare pentru turiști, renovarea obiectivelor culturale istorice, suport pentru infrastructura Horeca, care vor impulsiona turismul rural și vor facilita încadrarea turiștilor în rutele turistice. Aici mă refer chiar și de pe ambele maluri ale râului Nistru. Mai recent, susținem dezvoltarea SMART și agenda de dezvoltare a serviciilor și a guvernării electronice locale în două regiuni cheie, cu centrele în Ungheni și Cahul, cu suportul EU, Uniunii Europene, care urmează să încurajeze activitatea antreprenorială și inovația în afaceri. Acum, de la o planificare strategică și dezvoltarea serviciilor locale, PNUD Moldova a continuat să-și îmbunătățească abordările și s-a concentrat pe crearea parteneriatelor și abilitarea actorilor locali pentru schimbări la nivel local. Dacă e să vorbim de parteneriate, nu pot să nu menționez parteneriatul cu Guvernul Republicii Moldova, cu CALM, prin care tindem să instituționalizăm experiența, dar și cu partenerii de dezvoltare, Uniunea Europeană, Guvernul Elveției, Guvernele Suediei, Marii Britanii, Austriei. În accepțiunea noastră, economia locală nu se poate dezvolta fără implicarea și susținerea tuturor actorilor locali. Iată că până recent, de mai multe ori, sectorul privat era marele absent din procesul de planificare strategică și, în special, la rezolvarea problemelor comunitare care se deblochează creșterea economică. Deci, astfel, printr-un șir de instrumente menite să stimuleze cooperarea și parteneriatele la nivel local, PNUD a reușit să testeze și să susțină aplicarea la o scară mai largă a modelelor de stimulare a economiilor locale. Aș vrea să ofer câteva exemple elocvente în acest sens. Prin crearea, un exemplu poate fi crearea și susținerea platformelor, grupurilor locale de acțiuni, prin care ajutăm principalii actori comunitari, administrația publică locală, sectorul privat și sectorul asociativ, comunitatea locală, să rezolve problemele locale care îți permită crearea locurilor de muncă și creșterea economică. Deci, până în prezent, PNUD, cu susținerea Uniunii Europene, a pilotat această abordare în regiunea Găgăuză, acum ea fiind transferată pe întreg teritoriul țării. Vreau să menționez și parteneriatele dintre APL, sectorul privat, comunitatea locală, dar și cu implicarea diasporei prin intermediul Asociației de Băștinași. Un model testat în multe localități din țară, care scoate în evidență capacitatea localităților de a pune în valoare potențialul local și cel al persoanelor care deja au părăsit localitatea, pentru a identifica un nou curs economic al localităților. Nu pot să nu menționez platformele tematice susținute de PNUD cu ajutorul Uniunii Europene într-o sporire a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului, care încurajează cooperarea și soluții inovative de afaceri, reziliența la diferite crize, inclusiv la actuala pandemie. Vreau să menționez că recent, pentru prima dată în țară, mecanismul de cooperare intercomunală a
a fost adaptat de noi pentru a încuraja cooperarea între autoritățile publice locale și a încuraja acțiuni colective dintre acestea pentru susținerea dezvoltării economice în regiuni cheie. Deci lucrăm la climatul de afaceri la nivel local. Următorul slide, vă rog. Ne dorim trecerea de la servicii și parteneriate la instrumente targetate pentru o dezvoltare economică. Aș vrea să menționez câteva din acestea care susțin dezvoltarea economică a localităților din țară. Deci, prin programele de susținere a antreprenoriatului local, contribuim la revitalizarea sectorului privat, a ideilor inovaționale generate, încurajăm businessul local să adopte practici prietenoase mediu, spre exemplu, economie verde, circulară, sau susținem sectoare emergente și vorbeam despre turismul rural. Prin asistența noastră ajutăm două regiuni cheie cu suportul Uniunii Europene să dezvolte clustere economice și să integreze economiile locale în lanțurile valorice naționale pentru a stimula creșterea economică pe termen lung în aceste regiuni. Deja se cunoaște că brandul local și cel produselor locale sunt utilizate de mai multe localități și regiuni pentru a-și promova fie produsele, fie potențialul turistic sau imaginea pozitivă în rândul potențialilor investitori. Acestea au fost elaborate prin procese participative, ce este important de menționat. Și aici m-aș referi la brandul regiunilor Cahul și Ungheni, la brandul Valeni, brandul iProSop sau cel Deselemet, brandul Borcanaș de Colibaș, care au fost elaborate în cadrul programelor sprijinite de Uniunea Europeană sau Elveția. Aș vrea să menționez totodată că contribuim și la îmbunătățirea cooperării dintre actorii de pe cele două maluri ale Nistrului pentru a-i ajuta să acceseze oportunitățile oferite de aranjamentele Republicii Moldova prin comerțul extern. Iarăși contribuim astfel la un cadru de încredere și cooperare. Iată că prin inițiativa primarii pentru creștere economică lansată astăzi, vom pune în practică toate cunoștințele, toate abilitățile pe care le avem, dar vom introduce și noi instrumente, așa cum menționau și colegii și colegele mele, noi abordări de gândire, în special a complexității de probleme cu care se confruntă localitățile din țară. Ele se vor referi de asemenea și la elaborarea unei noi generații de planuri de dezvoltare economică locală și, foarte important, de implementare a acestor planuri prin niște inițiative pilot pentru o creștere economică inclusivă. Ca să conclud, aș vrea să spun că mizăm pe implicarea și cooperarea primăriilor în acest proces pentru a beneficia de oferta, pentru a beneficia de, pe deplin de oferta acestei inițiative. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule Darie, iar acum, conform agendei, urmează să-l ascultăm pe domnul Alexandru Osagi, coordonator relației internaționale, Congresul Autorităților Locale din Moldova. Domnule Osagi. Da, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru oferirea cuvântului. Stimați colegi, vă salut pe toți. Mulțumesc tot pe antevorbitorii despre informațiile aduse foarte interesante pe diferite subiecte deja. Eu cred că câteva gânduri vreau să punctez, ca nu să rețin prea mult. Cred că este o inițiativă foarte salutabilă din punctul nostru de vedere, fiindcă, într-adevăr, avem anumite restanțe în țară ce ține de dezvoltare economică și nu numai la nivel local, dar și la nivel național. Cunoaștem cu toții cât de greu este pentru businessul nostru autohton de supraviețuit chiar în Moldova. Concurența este extrem de puternică chiar în țară. Nici nu vorbim de domeniul de promovare exporturilor sau de produsele moldovenești care intră, iese pe țară, din țară și intră pe piețele din diferite țări pe plan global, mondial.
este foarte și foarte greu și, într-adevăr, este un domeniu chiar imperativ, spun, un domeniu cheie. Probabil n-am avut o atenție adecvată de mai mulți ani față de acest domeniu. Cumva declarativ am avut mai multe vorbe și programe, strategii, dar efectiv, într-adevăr, foarte puțin ce a fost făcut. Mai mult decât atât, business-ul întotdeauna a fost împiedicat și de cadrul regulatoriu și de interesele private care proveneau din administrația publică centrală în mare parte. Au fost foarte multe impedimente, cunoaștem cu toții. Acum sperăm că au venit sau avem deja o atitudine mult mai serioasă față de acest domeniu. Vom avea, inclusiv cu siguranță, pe noi foarte mult ne interesează domeniul de dezvoltare economică locală. Dezvoltarea economică locală este, într-adevăr, spunem așa, are foarte multe precondiții pozitive în țara noastră. Nu numai în țara noastră, dar vorbesc numai despre Moldova la moment. Spre exemplu, avem relații dintre business și autoritățile publice locale la un nivel destul de bun. Este, cred că mai mulți colegi primari înțeleg cât de mare, cât de important este rolul sectorului privat în dezvoltarea economică locală. Au încercat întotdeauna să stabilească relații bune, prietenoase, de cooperare cu sectorul privat la nivel local. Mai mult decât atât, știm și situația când mai mulți consilieri din domeniul de afaceri, de agricultori, fac parte, adică din Consiliul Local. Nu întotdeauna știm că sunt satisfăcuți colegii, nu întotdeauna, dar este un semn că sectorul privat totuși este prezent la nivel local destul de ferm și relațiile sunt, spunem așa, cel puțin sunt la nivel de conlucrare bazată pe rezultate. Vreau să subliniez ce lipsește probabil până acum toți acești ani, nu numai la nivel local, dar și la nivel central, sau spunem așa, pentru business-ul autohton, pentru autoritățile publice locale. Mi se pare că totuși lipsește încrederea în forță proprie. Foarte des ne auzim această sentință că ce fel de interes prezintă localitatea mea pentru business-ul, mai ales pentru business-ul de peste hotare, sau ce fel de interes țara Moldova reprezintă la general pentru business-ul, business-ul mare sau la general pentru oricare business. Cred că este o abordare cel puțin discutabilă, poate că și dubioasă, trebuie să, cred că este spațiu pentru proiect, pentru îmbunătățire, pentru depășire, pentru scoaterea acestor întrebări, fiindcă interesul permanent este destul de mare interes din diferite puncte de vedere. Nu știu dacă merită acum ne aprofundăm în această tematică, dar cu siguranță business-ul mondial, nemai vorbind de business-ul nostru intern din Republica Moldova, este permanent în căutarea și piețelor și relațiilor cu diferite structuri de administrație publică. Deci aici cred că este aportul proiectului ar fi unul foarte binevenit de, spunem așa, chiar îndrumarea, ghidarea autorităților publice locale înspre ceea ce îi pot să fac pentru dezvoltarea comunităților, mai ales pentru atragerea investițiilor private, pentru atragerea investițiilor în infrastructură, inclusiv în infrastructură economică. S-a vorbit deja despre consolidarea climatului de afaceri, care există nu numai la nivel central, dar și la nivel local, tot trebuie să fie un climat de afaceri potrivit. Vorbim și de îmbunătățirea politicilor economice și fiscale la nivel local, tot este un aspect foarte important. S-a vorbit deja de promovarea exporturilor, extrem de importantă este această direcție, cu siguranță, mai ales că avem o piață destul de mică, e piața internă. Promovarea comunităților și afacerilor locale, cred că putem să facem mult mai mult pe această felieră, niște materiale promoționale, probabil niște metode, abordări de lucru cu partenerii străini, cu chiar cu autorități locale de peste hotare, cu colegi, cu cei cu care avem înfrățirea, să
investigăm, să cercetăm nu numai posibilitățile de atragere a investițiilor publice sau investițiilor capitale în infrastructură, dar și să avem posibilitatea să atragem și business în Republica Moldova prin intermediul partenerilor noștri de peste hotare, care au deja mai multe succese, chiar în România, câte succese sunt de atragere investițiilor private la nivel local, în celelalte țări cu care avem înfrățări. De tot asta, toată această experiență poate fi valorificată sau trebuie chiar să fie valorificată. Valorificarea acordurilor, avantajelor care ies din acordurile de liber schimb încă nu este pe măsură, inclusiv dacă vorbim de DCFTA și celelalte acorduri. Câteodată știu că sunt obiecții că câteodată DCFTA mai mult promovează import decât export, dar totuși sunt posibilități și pentru exportatorii. Cred că încă și cunoașterea acestui subiect sau materie este, încă avem ce de făcut pe această dimensiune. Și la urma urmei și crearea infrastructurii financiare este foarte importantă pentru business. Deci infrastructura, chiar începând, pornind de la sectorul bancar, cu siguranță, dar nu numai, diferite modalități de finanțare a business-ului, care acum sunt, știu, la etapa de discuții, chiar și am avut mai multe discuții referitor la obligațiunile, adică obligațiunile ca o modalitate de împrumutare la nivel local, clar lucru că este prea sofisticat pentru marea majoritate localităților noastre. Dar vreau să spun că pur și simplu trebuie să căutăm anumite modele inovative pentru finanțarea business-ului la nivel local și chiar la nivel rural, fiindcă aici tot este esențial. Eu vreau, cred că încă în concluzie, să atrag atenția la două aspecte foarte importante ce ține de acest program, probabil, dar și tot, care se referă și la toate celelalte programe care deja avem în domeniul de dezvoltare economică locală, dar și care așteptăm în viitor, că am auzit că deja și despre celelalte inițiative foarte importante, inclusiv din partea Uniunii Europene, probabil că ați auzit deja despre programul de investiții care se referă la garantarea investițiilor pentru companiile din Uniunea Europeană în țările în curs de dezvoltare, precum Republica Moldova inclusiv. Este tot un instrument foarte important pentru atragerea investițiilor și care are menirea de a motiva companiile din Uniunea Europeană să vină în Republica Moldova, în celelalte țări care participă în acest program. Deci două aspecte la care vreau să atrag atenția, care pot fi foarte utile pentru acest program. Unul la mână vorbesc de eficiența și realismul intervențiilor. Câteodată partenerii noștri de dezvoltare tind să supraestimeze, spunem așa, sofisticarea procesului de, sau spunem așa, necesitățile, să supraestimeze gradul de sofisticare necesităților noastre. Avem niște nevoi extraordinare, urgente și peste tot locul, practic în fiecare comunitate, la nivel de infrastructură, în primul rând vorbesc, sunt o sumedenie de necesități care trebuie să fie acoperite și câteodată nu sunt chiar atât de costisitoare proiecte, pe când ceea ce vedem că destul de des vin anumite abordări prea sofisticate, inclusiv pe domeniile prea sofisticate, pentru care, sincer, autoritățile publice locale, nici centralele noastre n-au nici bani, nici experiență, nici chiar capacități de implementare acestor proiectelor. Așadar, cred că trebuie să fim foarte atenți și să măsurăm totuși aceste investițiile, intervențiile dorite care dorim să facem prin prisma realismului și a realităților în fiecare țară aparte, și în Moldova, și în Georgia, în Armenia, fiindcă aici noi nu avem deloc precondiții pe care sunt în Uniunea Europeană pentru procesul investițional, pentru consolidarea serviciilor publice, pentru chiar investițiile respective. Și clar lucru că trebuie să ajustăm toate dorințele noastre nobile, sau doleanțele noastre nobile la realitatea în această țară. Și doi la mână, ultimul subiect care vreau să ating, asta e necesitatea uriașă de investițiile. Investițiile cât publice, atât și private.
Am spus deja că niște sunt extraordinare peste tot loc, mai ales dacă vorbim despre infrastructura economică la nivel local, sunt necesități de investiții pentru drumuri, pentru străzi, apă, canalizare, rețelele de gaz, electricitate, energie, toate care se referă, fără abordarea căror aspectelor, este foarte greu de adus pe investitorii privați, mai ales pe investitorii din străinătate, în comunitățile noastre, și pentru care autoritățile publice locale din Moldova, spre regret, dar nici centrale, spre regret, nu au surse financiare, și aici mizăm foarte mult pe susținerea din partea donatorilor. Și pentru sectorul privat, cu siguranță, avem nevoie de investiții în start-up-uri. Ce scuze? Nu este nicio problemă, domnul Stat, ci continuați. A, că am auzit că parcă e întrebare sau ceva. Nu? Traducătorul. Deci avem nevoie, cu siguranță, în investițiile concrete, în afaceri concrete, în dezvoltarea afacerilor, în dezvoltarea start-up-urilor, la nivel local inclusiv, în promovarea comunității, ce am spus deja. Deci este un element foarte important dacă vorbim de investiții și consolidarea capacităților. Noi, cel puțin, am observat că cea mai eficientă modelă de consolidare capacităților la moment este learning by doing, sau prin investiții ne învățăm toate procesele tehnologice, diferite procesele prin împrejur, diferite practici internaționale, anume prin această modalitate. Dacă pur și simplu un pic noi am depășit în țară toate aceste modalități, precum, spre exemplu, instruirile simple sau chiar asistență tehnică, transfer de cunoștință. Am avut foarte, foarte multe de toate acestea și, spre regret, foarte puțin au fost sau foarte mic au fost efect de toate acestea, mai ales cu foarte mare când oamenii plec, părăsesc locurile de muncă, plec în străinătate și așa mai departe, și toate aceste cunoștințe sunt pierdute spre regret. Dar în combinație cu investițiile concrete, la nivel local, toate aceste cunoștințe sunt chiar închegate în toate proiectele, în toată infrastructura care este construită, care este făcută. Și ultimul aspect, tot legat de investiții, cred că este și organizarea serviciilor publice, fiindcă la urma urmei facem investițiile nu atât de mult, adică clar lucru pentru dezvoltarea economică locală, dar inclusiv și pentru dezvoltarea serviciilor publice. Deci avem chiar, ucidem două iepuri prin aceste investiții. Serviciile publice la nivel local, tot avem niște modalități, mi se pare că un pic depășite. La moment, precum știm că foarte mulți serviciile sunt prestate prin întreprinderile municipale, care funcționează cu greu, câteodată chiar sunt în faliment aproape, mai ales în domeniul de apă și canalizare. Sunt foarte, foarte multe probleme. Cred că noi n-am explorat încă până la urmă cooperarea dintre sectorul privat și autorități publice locale în ce ține de prestarea serviciilor, subcontractarea serviciilor, concesionare chiar, mă rog, toate aceste elemente, parteneriate public-privat. Aici avem mare restanță. Știu că colegii primari au avut și experiențe negative pe această filieră. Este greu câteodată de fac față la sectorul privat, inclusiv și la litigii care apar pe urma nerezolvării anumitor întrebări. Dar, sincer, calea, pentru noi această cale de mare structură statală sau mare structură de administrație publică în prestarea serviciilor este, mi se pare că un pic depășită deja, cel puțin, sau chiar foarte mult depășită, fiindcă nu avem nici resurse financiare pentru toată această structură, nici nu avem mari precondiții în ce ține capacități administrative sau cadrul regulatoriu, avem legislația foarte contradictorie în țară, deci probabil că trebuie deja să identificăm niște măsuri de prestare serviciilor în strânsă cooperare cu sectorul privat,
ceea ce aduce potențiale beneficii nu numai pentru autoritățile publice locale, pentru cetățenii, clar lucru, în primul rând, dar și pentru dezvoltarea sectorului privat, fiindcă sunt niște volume financiare sau resurse financiare sunt foarte și foarte enorme în sectorul de stat, de administrație publică. Cred că aici am termen, pot să vorbesc despre această tematică de ore întregi. Tematica este foarte interesantă. Vă doresc foarte mult succes și mulțumesc mult pentru invitație. Numai bine! Domnule Usaci, și noi vă mulțumim și țin doar să menționez că anume această inițiativă își propune nu doar să dea acces la fonduri pentru primăriile din Moldova, ci și să capaciteze acești primari, aceste primării, iar faptul că astăzi ați văzut la început participă aici cei mai importanți factori de decizie din Moldova, vedem angajamentul tuturor de a se implica și de a face lucrurile să se schimbe. Pentru ca să aflăm mai mult despre inițiativa Primarii pentru Creștere Economică în Moldova, să vedem ce se va întâmpla în următorii ani, în perioada 2021-2024, și inițiativa va fi prezentată în continuare de domnul Valentin Croitoru, coordonator de proiect Primarii pentru Creștere Economică, PNUD Moldova. Bună ziua tot, excelențe, stimați primari! Acuși fac și eu share. Așa, dacă se vede prezentarea mea. Într-adevăr, avem, intrăm în faza a doua acestei inițiative și eu nu sunt așa de acord cu domnul Sarcenco și ce a spus anterior despre inițiative complexe, întrucât în faza a doua, anume a proiectului și inițiative, să spunem așa, inițiativa Primare pentru Creștere Economică, o să încercăm să lucrăm cu administrațiile publice locale și să stricăm acest mit că nu este posibil să abordăm problemele cu care se confruntă autoritățile publice locale doar prin metodele clasice. Și sunt și alte modalități care sper că o să avem ocazia să le pilotăm cu administrațiile noastre parcursul următorii ani. Municipalitățile locale, sau mai bine zis, autoritățile publice locale, ele sunt în prim plan cele mai importante motoare de schimbare pentru o țară. Și aici ele chiar au posibilitatea să facă o schimbare rapid, utilizând metode inovative. Odată cu pandemia de COVID-19, problemele care se confruntă administrațiile publice locale s-au agravat într-un fel oarecare și acum acest proiect o să permită să identificăm corect aceste probleme care se confruntă administrațiile și să targetăm unele proiecte pilot pentru a diminua din aceste confruntări. Orașele mereu se schimbă și nu cred că este corect să administrăm cetățenii secolului 21 cu administrații care nu au făcut pasul cu timpul. Trebuie totuși să găsim ocaziile unde putem moderniza și să modernizăm. Iar acest proiect anume vine cu o inițiativă, deci vine din partea Uniunii Europene cu fonduri pentru țările parteneriatului estic, pentru această modernizare de abordare, pentru abordarea inovatoare, lucruri care până acum nu s-au încercat la nivel local, dar care noi am, pe experiența altor administrații publice locale din țările Europei și atât cât și țările parteneriatului estic, s-a demonstrat că pot avea succes. Cum va funcționa acest proiect, această inițiativă în Republica Moldova? Pe larg, noi vom crea o nouă generație de planuri de dezvoltare locală. Aceste planuri se vor axa pe mecanisme care lasă în urmă o soluție constantă, sau mai bine zis, un mecanism de identificare a soluțiilor. Până acum, premiza era că există o problemă și mergem la soluție, finanțăm cum ar fi într-un fel soluția.
Aici o să încercăm să finanțăm mecanismul prin care se identifică opțiunile pentru soluții. Și acest lucru se va face prin schimbarea de cunoștințe între rețeaua primară pentru creștere economică, prin centru de învățare urbană care va fi creat online și prin, cum am zis, procesul acesta actualizat, unde vom interveni în aceste documente strategice cu schimbări cheie. Profund sau, să zicem așa, mai adânc vom intra în esența problemelor prin concepte teoretice care au fost testate, dar care au succes. În engleză se numește deep listening, în română vom numi acest lucru ascultare, dar premiza, ideea de bază este că nu există o soluție mai bună pentru identificarea sau soluțiilor pentru problemele din localitate decât însăși localitatea. Autoritatea publică locală este ea, va fi ea, acea unitate care va oferi soluțiile. Noi vom, investițiile care vor fi oferite prin cadrul inițiativei primare pentru creștere economică vor crea, deci vor fi pentru o conectare a abordărilor pentru probleme sistemice, pentru probleme complexe, bazându-ne pe inițiativele existente și pentru a le contextualiza. Eu o să încerc să explic un pic aceste inițiative, dar sper cu unii din voi, deci vom intra mult mai în esența lor și chiar membrii rețelei, acești actuali, dar și viitorii membri, vor avea ocazia să studieze aceste concepte și să le aplice în administrația lor publică locală. Societatea noastră, chiar și la nivel local, foarte multe ori trăiește, ar fi orizontal, iar administrațiile publice sunt create vertical. Astea sunt, este cum ar fi o problemă de bază. Noi trebuie să găsim o modalitate ca administrația publică locală să înțeleagă societatea sa, să înțeleagă cetățenii din localitate și să găsească pârghii prin care poate să-i ajute, urmând modele noi de ascultare. Dacă vreți să înțelegeți sistemele acestea complexe, ajută foarte mult să abstracționăm și mai mult ajută să identificăm dinamicile din fiecare autoritate publică locală și din fiecare localitate. Deci care sunt forțele care împing schimbarea la nivel local? Cum putem să proiectăm portofoliile noastre de intervenții pentru a putea capta această informație? Noi vom construi cadre, deci metodologii cadre, pentru a putea fi aplicate și o să urmărim să vedem ce lucrează și ce nu lucrează. Ce va lucra, vom continua să susținem, ce nu va lucra, lăsăm în urmă. Dar se schimbă percepția asta, deci se schimbă ideea că noi deodată trebuie să avem un rezultat, deodată trebuie să știm spre ce tindem. Noi, abordarea noastră va fi cum creăm corect mecanismele ca să identificăm problemele din localitatea noastră. Ce înseamnă asta pentru primari, pentru autoritate publică locală? Asta înseamnă acces, deci cum am spus, la centru de învățare urbană, adaptarea metodologiei și proceselor, participare la concursurile acestea anuale, care vor fi, deja primul a fost anunțat pentru rețeaua existentă, și altele în următorii ani. Semne vor fi forumuri regionale și platforme naționale care vor fi oferite membrilor rețelei. Eu nu vreau să vă țin prea mult la această prezentare, pentru că și noi abia începem să identificăm care sunt cele mai bune căi pentru a merge înainte, dar vreau doar să vă asigur că nu este metoda clasică. Nu este metoda clasică de întărire a capacităților, pentru că întărirea capacităților deja prezumă că noi am identificat care sunt capacitățile care trebuiesc întărite. Aici va fi o metodă în care noi
începem de la premisa că nu cunoaștem exact care este problema și soluția. Nu, mă rog, problema cât de cât am identificat-o, dar nu știm exact care este soluția. Nu știm exact capacitatea care trebuie întărită. Și începem acest proces de identificare împreună cu administrațiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim, domnule Căltoru, și în continuare, pentru că am epuizat agenda, vom încheia live-ul nostru de pe rețelele de socializare și vom continua sesiunea de întrebări și răspunsuri deja aici pe platforma Zoom. În așa fel, onorați invitați, dragi prieteni, evenimentul nostru a ajuns la final. Aducem mulțumiri Uniunii Europene și PNUD Moldova pentru organizarea acestuia. Mult succes tuturor primarilor care sunt sau care vor deveni parte a inițiativei și vor contribui la creșterea economică a Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc pentru participare și implicare și să aveți o zi reușită în continuare. Aici încheiem transmisiunea live a evenimentului.